PNL, lovit de scandalul caviar gate, Trocorban pe... Unde se joacă soarta lui Cezar Preda? PNL este zguduit de efectele unui scandal internațional de corupție în urma anchetei ce deja se numește caviar gate, opera iunea de lobby a Azerbaijanului în încercarea de a obține sprijinul unor reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei. Liderul liberal, Ludovic Orban, se află în acest moment la Bruxelles pentru a se întâlni cu mai mulți lideri pe... Potrivit unor surse din conducerea liberală, viitorul nu sunt deloc roz pentru Cezar Preda, liderul grupului pe din APCE, iar consecințele acestui scandal sunt abia la debut. Alături de alialei în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, deputatul Cezar Preda face subiectul unei anchete a acestui organism în urma unor puternice suspiciuni de corupție în care ar fi fost implicate autoritățile de la Baku. Ancheta a pornit după declanarea scandalului botezat caviar gate. 11 ziare europene au studiat 16.000 de tranzacții bancare, concluzionând ce regimul lui Ilham Aliyev din Azerbaijan a cheltuit 2,5 miliarde euro între 2012 sublinierei 2014 pentru a obține susținerea unor reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei. Mai mult și actual sublinierei fost sublinierei membrii ai APCE sunt benuici ce au fost cumprați de autoritățile azere în schimbul votului lor, în ianuarie 2013, împotriva unui raport care denunca situația decinucilor politici din această fost republic sovietic. Cezar Preda a fost membru al Comisiei de Monitorizare a APCE-i co-raportor, iar acum este acuzat de comportament inadecvat de favorizare a auroritilor azere prin raportul redactat, în schimbul unor favoruri personale. Potrivit declarațiilor martorilor, a arătat un interes personal cu privire la car, invitându sublinierei chiar membrii familiei se, le însocească în misiune, posturile subliniere de risale au fost acoperite într-o manieră neobi subliniere nuit, nu a fost activ în misiunea sa sublinierei nu a participat la mai multe evenimente oficiale, de sublinierei în acela sublinierei timp se deplasă prin car. În afara aranjamentelor oficiale de protocol ale APCE, se arată în raportul anchetei, în care este chiar citat Dragana Filipovic, fosta șefa biroului Consiliului Europei din Baku, care susține ce ambasadorii unor din Baku i-au spus ce Preda ar avea afaceri legate de petrol în Azerbaijan. Dei Cezar Preda insist ce acuzaile care i se aduc nu au legături cu fapte de corupție ice, în misiunile sale, ar fi elaborat cel mai critic raport la adresa Azerbaijanului, conducerea de partid pare a fi de alt perere. Liderul liberal, Ludovic Orban, se află deja la Bruxelles. Iar subiectul Preda va fi atins cu presubliniere din telepe, Joseph Daul. Conform surselor citate, Cezar Preda ar putea pierde calitatea de lider de grup al popularilor europeni din APCE, funcție pe care a câștigat-o în urma unor alegeri interne în luna ianuarie a acestui an, după un balotaj cu olandeza Ria Omen-Ruijten. Candidatul susținut de Daul pentru această funcție. La acea vreme, după balotaj, Cezar Preda a obținut victoria prin noroc,
o simplă monedă aruncat în aer i-a adus funchia, el părind pe faeta câtigtoare, virgulă, ne-au dezvăluit surse politice. Daul a tras atunci toate sforile pentru ca olandeza să obțin susținerea necesar, mai ales în rândurile delegailor care aspir la accederea lui. Faptul ce Cezar nu a cedat recomandărilor de a face pasul înapoi i-a rămas în curs, balotajul de 47-47 în turul 2, urmat de apelul la metoda norocului, l-a făcut pe Daul să nu uite înfrângerea de atunci, iar acum are toate instrumentele necesare pentru a-i lua revana. Ludovic este mai mult decât dornic să-i fac pe plachii să le sacrifice pe preda, în schimbul unei susținerii substaniale la viitoarele alegeri europarlamentare din partea liderilor pe sus în sursele citate. Pierderea funcției de lider de grup la APC ar fi însă numai preambulul pentru Cezar Preda. La nivelul conducerii liberale ar putea fi dictate noi sancțiuni pentru deputatul liberal, cunoscut de altfel ca o voce critică în interiorul partidului. Cezar Preda este cel care a anunțat înființarea unei platforme creștin-democrate în interiorul PNL, pe motiv ce el nu are o doctrină liberală, sublinierea nu se consideră nepotul lui Bereteanu. Mai mult, virgulă, acelai deputat a acuzat marginalizare și eliminarea de către actuala conducere din Modrogan a fotilor pedeliti din funcții la nivel central și local, virgulă, indicându-l pe Ludovic Orban ca principalul responsabil pentru această eroare. Potrivit surselor citate, virgulă, Ludovic Orban era la curent cu ancheta declanat de APCI cu ramificaile care duceau la Cezar Preda de la începutul acestui an, dar a așteptat momentul potrivit, cel al finalizării raportului de anchetă. În ultimele luni a încercat chiar să aibă discuție cu Preda pe acest subiect. 50 a convocat de mai multe ori, dar de fiecare dată Cezar Preda fie a declinat invita ea, fie nu a apărut. Acum totul depinde de finalitatea discuțiilor cu Daul și cu restul liderilor pe, ne-au explicat surse din conducerea PNL, care nu exclud acum chiar o excludere a deputatului din partid.